Don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that out. Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Aici se joacă Mateo. Așa de la acolo. Se joacă la play. Și astăzi facem un clipuleț în care să vă povestesc un pic de dieta Jenina. Mi-am scris aici niște chestii că eu sunt cam zăpăcită și uit. Este o căldură de mori. Mi-am făcut și unghiuțele. Le-am lăsat scurte pentru că în momentul în care îmi creez măgăți peste tot. Și haideți să începem să vă povestesc despre ce vreau să vă spun astăzi. Stați că mi-am tradus aici și în românește că unele cuvinte nu le cunosc, de exemplu la mâncare, la chestiile astea, și zic ca să vi le spun ca lume. În primul rând, dieta Jenina, vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care îmi scriu în fiecare zi. Urmăresc destul de multe persoane în momentul ăsta. Nu este simplu să urmărești atâtea persoane în același timp, dar eu îmi dau toată silința cu fetele. Fetele, uitați, chiar și în momentul ăsta mi-au trimis ce au mâncat la snack și telefonul meu începe cu mesaje, dar n-are nimic important, este că pot să le ajut și mai ales nu le ajut. Eu vreau să fiu o educatoare de alimentație sănătoasă. Nu vreau ca în momentul în care nu o să mai fie urmărită de mine să se îngrașe din nou. Persoanele cu dieta Jenina învață să mănânce sănătos, învață să aibă o alimentație sănătoasă în cursul vieții lor, pentru că eu asta vreau de la această dietă. Să fie un mod de viață, un stil de viață. Și astăzi vreau să împărtășesc cu voi niște mici secrete ale mele, și anume care le-am experimentat pe pielea mea și care m-am documentat, am învățat, am citit și așa mai departe. În primul rând, și asta vreau să o spun la toată lumea, când faceți orice fel de dietă, nu vă înfometați, pentru că în momentul în care v-ați înfometat, vă este foame din nou. Și primul lucru care o să faceți nu o să fie ăla să mâncați o salată, o să fie ăla de a mânca o ciocolată și ați dat greș și ați stricat toată munca pe care ați făcut-o până atunci. De aceea este foarte important să mâncați foarte multe legume, pentru că legumele au fibre, ne dă sensul ăla de sațetate, cum se zice, cum se spune în românește, că suntem sătui, de, că ești sătul, nu? Și în momentul în care ți-e foame, vorbim de foamea fizică, ești concentrat pe regimul tău alimentar încât să nu te ducă să calci greș. Chestia e că în dieta Jenina fetele mănâncă și ciocolată, au și pizza, chiar și înghețată, dar e totul calculat. Sunt niște gramaje, niște... în fine, asta nu e asta care vreau să vă spun, vreau să vă spun niște reguli care trebuie să le faceți în timpul oricărui, la orice fel de dietă. În primul rând, v-am spus, nu trebuie să vă înfometați. În al doilea rând, trebuie să eliminați zahărul alb. Știu că e greu să elimini zahărul alb pentru că cafeaua e scârboasă fără dulce, dar zahărul alb e foarte rafinat. Are multe chestii negative care te face să îți vină celulita, te face să ai lichide în corp, să ți le țină în corp. Zahărul alb
mărește diabetul, deci mărește glicemia, scuzați diabet, mărește glicemia, în fine, zahărul alb nu este, este un aliment foarte dăunos sănătății, deci trebuie eliminat și înlocuit cu stevia, sunt o grămadă de produse naturale care poți să le înlocuiești. În regim alimentar dezlăbit, eu nu recomand nici măcar zahărul brun, deci ăla nerafinat, pentru că are foarte multe calorii. Recomand stevia. Mai departe, ce am mai scris eu pe aici? Un alt secret al dietei Janina este ăla de a nu mânca uleiul în mâncare, pentru că din studiile pe care le-am făcut, alimentele fierte, prăjite în ulei măresc caloriile lor, deci nu numai o dată, de două sau chiar și de trei ori, depinde de ce aliment este. Asta este problema uleiului. Nu că uleiul e dăunos sănătății, dar dus la anumite temperaturi dăunează sănătății și mai ales slăbitului, pentru că noi aici vorbim mai ales de o educație alimentară care să ne ajute să fim și sănătoși, să pierdem și kilograme. Ajungem la subiectul pe care vreau să, de la care am plecat eu cu gândul meu să fac clipulețul ăsta. În dieta Janina o să găsiți niște alimente cu calorii negative, adică există în natură și în ceea ce ne înconjoară niște alimente care au calorii negative. Ce înseamnă astea? Nu înseamnă că nu au calorii. Înseamnă că corpul nostru depune mai puțin efort să le metabolizeze în procesul de digestie decât de calorii au ele normal. Deci, de exemplu, eu zic așa, nu știu, habar n-am câte calorii are un măr. Dacă un măr are 100 de calorii, noi când îl mâncăm, corpul nostru depune un efort pentru a metabolizarl și în procesul de digestie vorbim, de 10%, de 10 calorii. Deci corpul nostru nu are nevoie de atâta muncă ca să elimine mărul. Asta ce înseamnă? Că sunt anumite alimente pe care noi putem să le consumăm fără să ținem cont de caloriile lor și de greutate. Asta nu înseamnă că, ok, o să mănânc numai alimente cu calorii negative și slăbesc. Nu, pentru că, din păcate, nu sunt foarte multe, sunt numai legume și fructe și ce se întâmplă? Corpul nostru are nevoie de toți macronutrienți, adică proteine, grăsimi, carboidrați, vitamine și așa mai departe. Deci dacă noi luăm, de exemplu, proteinele și carbohidrații, putem să ajungem la malnutriție. Am bluza asta, a început să stea mare pe aici. A, ce vreau să mai spun, am început o școală de fitness. O să termin în luna lui octombrie și în momentul în care am terminat o să am o diplomă de personal trainer în procesul de slăbire, ca să vă spun așa românește, pentru că în italiană e mai simplu chestia, adică personal trainer nel dimagrimento. Și, ok, stai mă că mi l-am scris aici ce vreau. Vorbeam de alimentele negative. Deci, cum v-am spus, nu pot fi consumate singure pentru că nu ajută. Te ajută să slăbești, să faci boom, 2-3 kg și după aia când începi să mănânci, pui la loc tot. Pentru că ce se întâmplă cu corpul nostru? De ce dieta Janina este o dietă completă? Pentru că te lasă să mănânci din toate produsele după pământul ăsta, dar în cantități calculate de mine pentru tine specific. Și dacă tu mănânci numai legume și fructe, chiar și veganii nu mănâncă numai. Deci, cum vă spuneam, ce vă spuneam, mărmăte? Un lucru foarte important e ca aceste alimente să fie, o să vi le spun, să vă știți, aceste alimente trebuiesc consumate cât mai crude, adică, vă spuneam că chiar și veganii nu mănâncă numai
legume și fructe, pentru că altfel corpul nu ar avea toți nutrienții buni ca să trăim, ca să fim sănătoși. Mi-a luat și o carte cu rețete vegane, pentru că o clientă de a mea este în post, este o fată care face dieta Janina și este în post și nu este foarte simplu să slăbești fiind vegan. Deci trebuie să fii foarte atent la cantități, pentru că fiindcă nu mănânci proteine animale, e foarte, majoritatea produselor non-animale au foarte mulți carbohidrați și riști să te îngrași. Dar dacă ai o dietă echilibrată, reușești să și slăbești.